În primul trimestru al anului 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă a continuat verificările în rândul angajatorilor publici și privați, vizând respectarea prevederilor legislative în domeniul relațiilor de muncă, a clauzelor din contractul colectiv, dar și cel individual de muncă. În luna martie a acestui an au fost aplicate amenzi de peste 350.000 de lei de către Serviciul Control Relații de Muncă. În urma vizitelor la angajatori au fost identificate și abateri grave, abateri pentru care au fost aplicate sancțiuni. Astfel, au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale, dintre care 11 avertizmente, iar 16 amenzi în valoare totală de 356.000 800 de lei. Au fost desfășurate controle și în ceea ce privește modul de respectare a normelor minime de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2. În continuare, se recomandă lucrul de acasă, iar acolo unde acesta nu este posibil, decalarea orarului de muncă al salariaților. Dacă angajatorii respectă condițiile minime de prevenire a răspândirii virusului, dacă iau măsuri corespunzătoare și, de asemenea, dacă angajatorii, cel puțin cu mai mult de 50 de lucrători, dar acest lucru poate să fie valabil și la alții, dacă iau măsuri de să desfășoare activități de telemuncă, muncă la domiciliu, sau dacă nu este posibil acest lucru, să treacă la decalare de program, astfel încât lucrătorii să fie cât mai puțin în contact unii cu alții. Inspectorul șef al ITM Vâlcea pune accent pe evitarea și descurajarea muncii la negru și îndeamnă persoanele care lucrează fără contract de muncă să nu mai tolereze acest aspect. Recomand angajatorilor să înțeleagă foarte bine ce înseamnă munca fără forme legale și să o evite. Vreau să vă spun că avem priorități. În primul rând, sănătatea lucrătorilor și legalitatea desfășurării activităților, atât în domeniul relațiilor de muncă, precum și în domeniul securității și sănătății în muncă. Dezavantajul cel mai mare și pierderea cea mai mare o au lucrătorii care desfășoară activitate fără să aibă formele legale de angajare. Serviciul Control Sănătate și Securitate în Muncă a efectuat 85 de acțiuni de verificare, aplicând amenzi de 19.500 de lei și 281 de avertizmente. De asemenea, inspectorii au înregistrat și cercetat unele dintre cele mai grave aspecte, 5 accidente de muncă. În luna martie au fost înregistrate 5 accidente de muncă, accidente care au avut urmare incapacitate temporară de muncă. Angajatorilor li se cere în mod ferm să asigure angajaților toate cele necesare pentru siguranța muncii. Să respecte în totalitate prevederile legale, să asigure echipamente individuale de protecție corespunzătoare ca să protejeze cu adevărat viața lucrătorilor. Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea va continua să dispună măsuri de remediere pentru toate deficiențele constatate. Prioritare sunt luarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, asigurarea controlului medical, asigurarea mijloacelor de protecție, efectuarea instructajului și dotarea cu truse sanitare.